Bună ziua, bună seara, dragi prieteni din pești. Haideți să facem pentru dumneavoastră talarea pentru dragoste, pentru pești, pentru luna noiembrie. Foarte bine! Prima carte este conști... Conștiința, da? Conștiința. Are de face cu mintea dumneavoastră. Sunteți fo foarte gânditori, sunteți... Uh... Vă gândiți la, la expansiune, la să atingeți un scop înalt, aveți vise mărețe cu persoana iubită și veți, sunteți un maestru în, a, în jocul minții, se poate spune, și trebuie să știți că aveți un mare dar, un mare dar în a manifesta ceea ce vă doriți. Și aici este cartea manifestarea, da? Manifestarea, toate visele dumneavoastră vor deveni realitate în legătură cu persoana iubită, în dragostea dumneavoastră, da? Arată clarificarea lucrurilor, arată că vă gândiți foarte mult, probabil faceți meditație sau. Uh, vă jucați cu le legea atracției, da, uh, pentru că manifestați tot ce vă doriți, sunteți un maestru în, în, în minte, în jocul minții. Uh, arată totuși și că ați învățat o lecție, învățați o lecție, sunteți uh, puțin uh, deziluzionat că treceți de la a ști pe cineva parcă nu mai cunoașteți acea persoană, nu vă vine să credeți că este aceeași persoană. Uh, se, se poate și asta interpreta, depinde de situația fiecarei persoane. Așa. A doua carte vorbește despre uh, o întâlnire pe care o, o veți avea dumneavoastră. O întâlnire, da? Întâlniți marea iubire sau dragostea va învinge tot, toate obstacolele, toate problemele. Vă simțiți probabil constrânși într-o situație, sunteți undeva unde nu vă simțiți în largul dumneavoastră. Poate vă gândiți că sunteți pe drumul greșit sau ați fost mult timp pe drumul greșit. Chiar dacă l-ați ales dumneavoastră acest drum, parcă acum toate circunstanțele în viața dumneavoastră vă arată că ați ales acest drum și că trebuie să vă eliberați de, ace de, ace de această situație acum. Da? Uh, și vă veți elibera de această situație. Nu, nu veți mai lupta pentru, o, pentru o dragoste, vă veți elibera. Nu veți mai fi un sclav, să spunem, al dragostei al, aceiași, aceleași parteneri, acelui iași partener. Nu trebuie să vă simțiți vinovați, și nici să vă fie frică. Este timpul eliberării, da? Vă veți elibera, veți avea o altă relație, circumstanțele se schimbă. Acum simțiți gustul libertății de a fi liber de a face ce, ce dore, faceți ce doriți. Vă luptați pentru ceea ce iubiți da? Manifestați dorința, vi se împlinesc dorințele. Bun. Haideți să vedem un tarot pentru dumneavoastră. Au ieșit două cărți super. Asul de pentagrame și patru de bâte, care este arată o sărbătoare, arată o, o bucurie, o mare bucurie, o binecuvântare din cer în dragostea dumneavoastră. Bun, prima, pa, asul de, cu, de pentagrame arată o șansă pe care o primiți care vă face fericit, norocos veți avea o legătură de durată cu partenerul, cu persoana iubită veți avea o nouă relație, s-ar putea sau în, a, în relația actuală, nou, noi modalități pentru a vă dezvolta pozitiv veți veți avea. Vine timp, vin timpuri însorite, vin timpuri de bucurie, de um, petrecere în familie, armonie. Prietenie, multă dragoste, vă întâlniți cu familia, formați noi, noi prietenii, vă veți bucura foarte mult de dragoste și de persoana iubită, da? Bun, haideți să vedem următoarea carte, metamorfoza aceasta, ce ne spune, schimbare, da? Uh, unele schimbări pe care dumneavoastră le experimentați acum, poate că vă cauzează durere și uh, poate că și pierdeți ceva sau renunțați la ceva care, care vă provoacă durere. Uh, și parcă o, o parte din dumneavoastră rămâne acolo sau vă despărțiți de o parte din dumneavoastră, spune, să, spune că să uitați sau să lăsați nu este ușor, mai ales când ești obișnuit într-o să trăiești într-un anumit mod, viața într-un anumit mod. Dar trebuie să Treceți peste să trăiți viața într-un mod cât mai bun, cât mai plăcut. Să știți că aveți valoare, spune această carte. Uh, trebuie să accepti că este timpul să te transformi, că este timpul pentru această schimbare și că totul, tot, orice schimbare are și o pierdere, da? Dar vei fi foarte fericit cu ceea ce vei primi, da? Nu doar vei pierde, dar această schimbare îți va aduce multă bucurie, da? Ți se vor împlini toate dorințele, da? Apoi această carte mistic. Vedem aici o doamnă care este misterioasă, da? Această doamnă arată intuiția dumneavoastră, cum vă simțiți. Încă nu ați realizat ce doriți sau nu, ve nu doriți să vedeți semnele. Trebuie să, să nu negați semnele pe care le vedeți arată o motivare necunoscută, intuiție, știți ceea ce vine. Vă este frică de necunoscut, arată o călătorie, mai poate însemna... Este bine să, să conduci tu, să, să, faci tu, să duci tu planul la bun sfârșit, și să nu reacționezi înainte să fii sigură sau sigur că este așa cum îți dorești. Necunoscutul nu este ușor, dar nu mai este nevoie de acum ca să-ți fie frică, spune această carte. Apoi, toate visele îți vor deveni realitate, asta mai spus-o. Transformare vedeți, transformare, 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 bucurie, manifestare, foarte bine pentru pești. Extaz mai poate însemna gelozie, posesivitate. În această perioadă sunteți într-un punct în viața dumneavoastră în care aveți multe schimbări. Vă este frică să nu pierdeți pe cineva sau să fiți uh, trădată, trădat. Uh, nu. Uh, trebuie să aveți grijă de ce vă este frică, pentru că fricile pot, pot să se manifeste, da? Nu știi dacă ești pe drumul cel bun, sau nu știi dacă ești cu persoana potrivită. Dacă. Um, dacă să aveți încredere sau nu. Să nu vă fie frică de schimbări, spune. Toate schimbările vin din afară, Suntem, sunteți cumva împinși de situație, de viață, de, de tot ce se întâmplă ca să faceți aceste schimbări. După ce ați luat decizia, nu mai vă puteți întoarce înapoi. Nu vă mai puteți întoarce unde ați fost, da? Dar spune că veți face un salt mai departe și nimic nu vă poate opri. Veți avea energie pozitivă și veți atinge multe lucruri mult. Uh, în, în relația pe care o veți avea. Dar că trebuie și partenerul sau partenera pentru care vă luptați să fie pregătit să lupte cu dumneavoastră și să se confrunte cu problemele sau re, problemele sau relația care vor veni, da? Dar dacă acea persoană nu este pregătită să lupte cu dumneavoastră, să vă fie alături atunci este mai bine ca fiecare să meargă pe drumul lui, sau spune această carte. Da. Arată pe, uh, bărbatul la care vă gândiți foarte mult. Da. Asta e pentru doamne, cred. Sau pentru și pentru domni, da, care se gândesc foarte mult la uh, căsătorie. Doriți o familie, doriți uh, comunicare, armonie. Apoi arată că uh, sunteți în perfectă armonie în pereche. Poate că veți găsi o iubire în serviciul dumneavoastră. Arată posibilitatea unei unei noi dragoste, unei, unei căsătorii. Relația va avea viitor care se formează acum, da? deci va dura pentru mult timp, dar și dorești să mături, să transformi, să, să pleci de la cineva, să mături pe cineva din viața ta, cum se spune, da? Multe posibilități, discuții pasionale. Trebuie să uh, vă, vă chinuiți și vreți să vă fie valorată uh, decizia dumneavoastră, cuvântul dumneavoastră, să uh, mai poate însemna și sfârșitul unei relații fragile cu o persoană și veți avea o transformare și veți fi cu altcineva. Eu așa am văzut din prima. Haideți să vedem. Îngerul. Ce ne spune? Pentru că ai cerut ajutorul îngerilor, spune că ești gata, ești deschis ca să, te, ca să fii ajutat. Deci înăuntrul tău tu ești deschis ca să fii ajutat și să primești Uh, susținerea îngerilor uh. 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 și spune că uh, cuștigi, ai câștigat acest ajutor din partea îngerilor și meriți ajutorul uh, ca, pe care îl vei primi de sus și aici spune la fel ajutor, binecuvântare, cerească și aici la fel da? Haideți să vedem un keeper carton. Ce ne spun despre pești, da? Haideți să vedem pentru pești. Aici vedem multă comunicare. Multe persoane care sunt uh, uh, cu acest bărbat, cu el. El este un om de afaceri, pot să spun, sau este un om care călătorește mult. Așa. Uh, arată o dragoste profundă. Arată că. Intri într-o dragoste cu această persoană uh, profundă, cu multă iubire. Acest, acest bărbat se gândește foarte mult la dumneavoastră. Poate să aibă o altă femeie sau uh, să, să fie aceștia doi părinții și probabil mama lui să nu, să nu dorească această femeie mai foarte tare. Uh, ea muncește foarte mult pentru ca el pentru iubirea lui, da? Se iubesc foarte mult acești parteneri care, pe care îi văd aici în cărți. Ea se gândește la o familie, să formeze o familie cu el sau, dacă sunteți în familie, arată puține neînțelegeri, un serviciu al doamnei care e, văd foarte bine în casă, probabil au un copil, da? Arată vești despre casă, cumpărați casă, vindeți casă, este ceva legat de o casă. Arată un bărbat bun aici. Dar poate însemna și caracterul familiar, este un familist acest partener. Își iubește foarte mult familia, își apreciază familia, lucrează pentru familia. Este fericit în familie cu această doamnă. Arată, acest bărbat de aici arată noroc în plan financiar în această pereche, dar poate însemna și că nu sunt sentimente da, se, Ea muncește foarte mult pentru sentimente, pentru că probabil se gândește că el nu are sentimente, dar el are foarte multe sentimente. Poate invers, el muncește, nu cred pentru că ea muncește aici, el are sentimente. Apoi, uh, ea se gândește la această ceartă sau la o boală, da? pentru care merge la un doctor. Și asta se poate. Și este frică să nu piardă dragostea lui. Dar vă spun că nu o va pierde. Ceva trecător. Da? Ceva boală sau ceva ce nu merge cum se așteaptă ea. Dar este ceva ce nu, nu va afecta relația. Este ceva trecător. După aceea această pereche se, se va înțelege bine. Va fi foarte bine. Aici arată o persoană invidioasă, care nu poate afecta, este foarte departe de relație, da? la care el se gândește și știe despre ea. Bun. Și aici casa înseamnă o relație perfectă în această este dragostea vieții da? tale și dragostea vieții lui. Respect, uniune. Da? Haideți să vedem, să vă gândiți la o întrebare despre dragoste sau la o problemă, o dorință și această carte ne va spune răspunsul la întrebare pentru pești. Haideți să vă gândiți. Bun, să deschidem cartea pentru pești, 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 pești. trebuie să, fi, să încerci, spune, încearcă odată mai subtil. Nu așa direct, brutal, da? Mai, mai finuț. Da? Încearcă odată ceva finuț. Ceva mai finuț, mai ușor, mai subtil. Bun, acesta a fost răspunsul. Pentru dumneavoastră vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.